Eugen Alimănescu este una dintre figurile controversate din istoria poliției române. Biografia lui jonglează între două imagini, aflate fiecare la câte o extremă. Prima este cea a justițiarului crud, dar drept. Cea de-a doua este cea a polițistului corupt și criminal fără remușcări. Comisarul Eugen Alimănescu a fost cel mai controversat polițist român. I s-a spus comisarul de fier sau invincibilul și a fost asemuit cu celebrul polițist american Elliot Ness, cel care a reușit să îl aresteze pe Al Capone în anii 30. Eugen Alimănescu s-a născut la 26 iulie 1916 în Slatina, județul Olt. Avea 4 clase primare, absolvite între 1923 și 1927 în localitatea natală și 3 la școala normală Preda Buzescu din Slatina, în anii 1928-1931. Între 1931 și 1934 a fost muncitor necalificat la o pepinieră din Drăgășani. După acest interval de timp, a urmat un curs de contabilitate cu durata de 2 ani la o școală de profil din Orșova, calificându-se în profesia de contabil. Eugen Alimănescu a lucrat în domeniu între anii 1936 și 1937 la Institutul de Cooperație din București. În 1938 a fost încorporat la Regimentul 1 de Transmisiuni din București, iar în iunie 1941 a plecat pe frontul de răsărit cu unitatea neoperativă Compania 10 Transmisiuni. În timpul prezenței sale pe frontul antisovietic, a avut gradul de caporal și funcția de furier. A fost decorat pentru acte de bravură, cu virtutea militară clasa a doua. Demobilizat în 1943, s-a angajat ca funcționar la întreprinderile N. Drogeanu din București. Perioada lui de civil a fost însă de scurtă durată, el fiind remobilizat în cursul anului următor la Batalionul 40 Transmisiuni București. După eliberarea sa din armată la începutul lui 1945, s-a angajat la Prefectura Poliției Capitalei. Prima lui funcție a fost cea de informator diurnist. În același timp, a devenit și membru al Partidului Comunist. La câteva luni de la intrarea în poliție, Eugen Alimănescu a fost avansat și numit șef al echipei Fulger, iar în 1946 a fost încadrat în Direcția Generală a Poliției ca chestor. Echipa Fulger avea drept scop stârpirea bandiților și borfașilor din capitală și provincie. Aceștia erau executați în momentul reținerii lor, sub motivul că s-au opus arestării sau în timpul reconstituirii infracțiunilor pentru care au fost arestați. De această dată, pretextul era că au încercat să fugă de sub escortă. Modul de operare al lui Alimănescu surprinde atât populația, dar mai ales infractorii. Presa relatează pe larg și în termeni elogioși acțiunile brigăzii Fulger, condusă de comisarul Eugen Alimănescu. În scurtă vreme, comisarul își capătă reputația de om care face dreptate, justițiarul pe care toată lumea îl aștepta. Succesul lui Alimănescu se datorează, în primul rând, protecției și ajutorului pe care le primește din partea unor înalți funcționari comuniști. Aceștia îi puneau la dispoziție toate informațiile de care avea nevoie și toată infrastructura necesară. Nu de puține ori s-a întâmplat ca leșurile infractorilor să fie lăsate pe stradă pentru mai multe zile, cu scopul de a atrage atenția interlopilor și de a-i intimida. Până la un punct,
Brigada Fulger și comisarul Alimănescu se asemănau cu echipa agentului federal Elliot Ness, care a reușit să îl aresteze pe Al Capone în anii 30. Brigada a fost de multe ori chemată și în alte zone din țară ca să prindă infractori și gangsteri. Ziarele deschideau edițiile cu ultimele isprăvi ale lui Eugen Alimănescu, iar acesta devine un soi de erou al timpurilor. Dar în curând, încep să apară informații despre abuzuri comise de membrii brigăzii și chiar și despre comisar. Unii arestați fac dezvăluiri despre tentative de mituire și chiar mituire a unora dintre membrii brigăzii. Se raportează dispariția unor obiecte de valoare, care ar fi trebuit să constituie probe în procese. Mai mult, încep să apară delațiuni legate de moravurile ușoare ale lui Eugen Alimănescu și că făcea contrabandă cu obiecte furate din depozitele contrabandiștilor sau făcea aranjamente contra cost pentru arestați. După înființarea Direcției Generale a Miliției, la 23 ianuarie 1949, Eugen Alimănescu a fost încadrat în această structură cu gradul de major și funcția de șef al serviciului 4 Bande din Direcția Miliției Judiciare. Serviciul era unul dintre departamentele aparatului de stat comunist, implicat în acțiunile de urmărire și neutralizare ale partizanilor anticomuniști. În această calitate, Eugen Alimănescu a fost cel care i-a executat pe deținuții politici, foști membri ai grupărilor de rezistență anticomunistă. Printre cei care au fost uciși de echipa lui Alimănescu, se numără condamnați din grupările Uță, Nicolae Dabija, lotul 3 al bandelor din Dobrogea. Acțiunile lui Eugen Alimănescu și ale brigăzii Fulger din anii post-belici nu au constat doar în execuțiile unor borfași și tâlhari din București și din țară sau în execuții sumare la începutul regimului comunist. Referatul de excludere a lui din partid din 12 aprilie 1951 menționează o serie de alte fapte, cum ar fi uciderea unor persoane nevinovate sau foști infractori retrași din activitate. Siluirea unor femei reprezenta ceva comun pentru justițiarul Alimănescu. Tehnicile de interogatoriu ale lui Alimănescu erau dintre cele mai brutale și crude. Pentru descoperirea infractorilor, acesta folosea cele mai barbare metode de tortură, precum spânzurătoarea, legatul picioarelor cu ziare pe care turna petrol și le dădea foc și alte metode bestiale, schingiuirea oamenilor fără a ține seama dacă sunt vinovați sau nu, făcându-i ca în timpul torturilor să declare lucruri ce nu le aparțin. O descriere a biroului său o găsim în procesele verbale de interogatoriu ale colonelului Tudor Sepeanu, fost șef al Securității București și șef al Serviciului Inspecții. Și el a executat în acei ani mai multe persoane din ordinul superiorilor. Potrivit acestuia, în biroul lui Alimănescu, pereții erau murdari de sânge și ornați din loc în loc cu obiecte, bice, cătușe, arme, ce le folosea la torturarea în anchetă a celor pe care îi aresta. Atât în sertarele mesei de lucru, cât și pe masă, se aflau o serie întreagă de obiecte de valoare, bijuterii și aur și bani. Filajul comisarului Eugen Alimănescu începe în anul 1948, mai ales după ce apar informații că ar avea legături strânse cu dușmanii regimului comunist, după acțiunea de prindere a membrilor rezistenței de la Nucșoara. În anul 1951 este arestat și condamnat, iar pedeapsa o ispășește la canal, dar sub un alt nume. Astfel ar fi fost linșat de cei pe care Alimănescu i-a arestat și care au ajuns să facă pușcărie tot acolo.
După 2 ani, iese din închisoare și primește în grijă un debit de tutun, după mai multe intervenții ale unor cunoscuți de-ai săi. La scurtă vreme, îi se înscenează o delapidare din câștigurile debitului. În timpul anchetei, este dus cu trenul din motive neclare spre Zimnicea, dar pe drum, Eugen Alimănescu moare. Declarațiile oficiale susțin că ar fi vrut să fugă de sub escorta milițienilor. Neoficial însă, toată lumea spunea că a fost omorât de milițienii care îl escortau. Nici acum nu se cunosc toate detaliile legate de viața și mai ales de moartea lui Eugen Alimănescu. Sfârșitul lui Eugen Alimănescu este controversat, necunoscându-se clar condițiile în care a murit. Cert este că la ședința organizată de partid a Direcției Miliției Judiciare din 26 mai 1951 a fost exclus din partid, fiind la scurt timp arestat de securitate. În timpul ședinței au fost arătate cele mai multe dintre abuzurile și crimele lui, cu excepția execuțiilor din 1949 și 1950. Din lectura documentului întocmit de Comisia de Partid, la 12 aprilie 1951, reiese că inclusiv membrii ei au fost înspăimântați de posibilitatea de a sta de vorbă cu Eugen Alimănescu. Acesta era un personaj care inspira frică. Ei au propus arestarea imediată a lui de către securitate. După anchetă, fostul șef al echipei Fulger a fost internat prin decizia cu numărul 530 din noiembrie 1951 într-o unitate de muncă pentru o perioadă de 2 ani. Motivul indicat era neîndeplinirea sarcinilor de serviciu și divulgarea secretului de stat. Însă Eugen Alimănescu a fost executant fidel al ordinelor primite de la superiori. Despre sfârșitul lui pot fi emise mai multe ipoteze. Prima este că Eugen Alimănescu își pierduse la acel moment valoarea de întrebuințare, el nemai fiind de folos oficialilor comuniști, dar și că știa prea multe. Comuniștii au urmărit să scape de acest personaj care putea deveni incomod. O a doua variantă despre moartea lui Alimănescu este implicarea lui într-un incident cu ofițerii sovietici, fiind vorba de o răzbunare a sovieticilor. Nu se știe exact când a murit Eugen Alimănescu, dar în mod sigur, el a supraviețuit detenției, cel puțin primei, dacă au existat mai multe. În iunie 1954, acesta locuia în București, pe strada sublocotenent Petru Vodă, și era gestionar la o tutungerie. O altă variantă a morții sale este aceea că ar fi fost rearestat și aruncat din tren.